Nu ai nevoie să te repari. Nu ești defect sau defectă. Evoluția personală e despre a deveni. A deveni mai mult din tine, omul autentic, a deveni mai bun și a face astfel mai mult bine în jurul tău. Cum spuneam și în primul episod de Pauza de bine, acum mai bine de 3 ani. Nu fugi de tine. Pauza de bine. Un podcast de life design. De Cristina Oțel. Ce mă bucur să ne regăsim la o nouă pauză de bine. Abia așteptam să revin la microfon, nu ne-am mai auzit în formula asta de la episodul 84. Și vreau să împărtășesc azi câteva lucruri valoroase, extrase din călătoria mea de evoluție sau dezvoltare, dacă prefer să-i spui așa, din ultimii șapte ani aproximativ. O să fiu sinceră cu tine și o să-ți spun că acum câteva săptămâni un alt episod aveam în plan pentru azi, pe 2 mai, însă, am pierdut-o pe bunica. Și, așa cum au evenimentele care ne zguduie, abilitatea de a ne face să reflectăm printre multe alte lecții și conștientizări, mi-am dat seama cât de diferit e locul în care sunt acum, cât de diferită sunt eu față de cum eram acum câțiva ani. Și apoi, aseară, am avut o întâlnire de mastermind cu participantele din programul de live design de anul trecut și. Am vorbit mult despre cum atunci când ne uităm în urmă cu câteva luni sau un an sau poate mai mulți, vedem progresele făcute, privim lucrurile cu alți ochi, ne punem întrebări mai bune, ne criticăm mai puțin, ne luăm puterea înapoi, răspundem mai des în loc să reacționăm. Provocarea e că progresele astea sunt mult mai evidente în retrospectivă decât atunci când încep să se întâmple așa răzleți, posibil să nici nu le vedem atunci și asta se poate lăsa cu sentimentul că nu facem destule, că nu suntem suficient de buni, că nu progresăm și la final să renunțăm. Speranța și intenția mea totodată pentru ceea ce urmează să împărtășesc astăzi cu tine este să te inspire să te uiți în urmă la călătoria ta și să îți dea un imbol să continui să investești în dezvoltarea ta. Și uite, un prim adevăr cu care aș vrea să încep este că nu există o rețetă universală, un one size fits all. Ce funcționează pentru cineva poate nu va funcționa pentru tine și invers, sau poate nu va funcționa acum. O carte pe care o citești și din care și extragi un concept pe care să-l testezi în realitatea ta, un workshop sau un program de mai multe săptămâni, ședințe de coaching, terapie, retreat care te provoacă să-ți lărgești zona de confort, toate pot produce rezultate. În diferite etape ale dezvoltării tale vei fi pregătit sau pregătită să încerci metode diferite. Și, dacă vrei să te uiți în jurul tău ca să-ți iei inspirație, e în regulă să faci asta. Ce nu e în regulă este să începi să te compari, să compari călătoria ta cu a altora. Iar dacă acest obicei de a te compara s-a lipit deja de tine, în episodul 22 îți dau trei exemple de lucruri care te ajută să înlocuiești acest obicei cu ceva mult mai sănătos pentru tine. Un al doilea adevăr asupra căruia aș vrea să mă opresc un pic este că dezvoltarea personală nu este un proces liniar și uneori e de-a dreptul dezordonat sau messy, cum zice Robin Sharma. Iar eșecul e o parte importantă din proces. Înveți prin el, te descoperi, crești, dar în niciun caz nu te definește. Când ai parte de un eșec, asta nu înseamnă că tu ești un eșec, așa cum aud eu foarte des în ședințe de coaching de la clientele mele. Și dacă vrei să afli mai multe despre tot ce ține de partea asta de mindset, ai la dispoziție, printre altele, și episodul 71 din pauza de bine și e-book-ul gratuit Grow Your Mindset. Și o să-ți las, ca de obicei, toate linkurile de care ai nevoie în descrierea episodului. Și pentru că tot spuneam că e un proces, un al treilea adevăr este că evoluția noastră eu prefer să-i spun evoluție mai degrabă decât dezvoltare, că evoluția noastră, deci, durează o viață întreagă, chiar dacă mă întreb pe mine. Lucrurile nu se schimbă peste noapte, și uneori, cum spuneam și mai devreme, asta ne poate descuraja. E nevoie de perseverență, e nevoie de pași constanți ca să rescrii tipare disfuncționale, bine înrădăcinate, pe care le practici sau le tragi după tine de zeci de ani de zile. Și uite, dacă de exemplu ai un blocaj care te împiedică din a atinge un rezultat pe care ți-l dorești, în caietul de lucru Get Unstuck te ghidezi prin procesul de depășire a blocajului respectiv și îl găsești în shop pe site-ul meu și o să-ți las link ca pentru celelalte în show notes. 4. Prin dezvoltarea personală nu devii nici imun la provocările vieții și nici perfect. Investind însă în evoluția ta, vei avea mult mai multe opțiuni de a răspunde la situațiile pe care le întâlnești mai degrabă decât să reacționezi pe pilot automat. Vei avea, dacă vrei, mai multe instrumente la care să apelezi și cu cât le vei folosi mai des, cu atât mai familiare îți vor fi. Simt însă să aduc o completare aici, pentru că experiența umană nu e despre perfecțiune sau despre a fi perfect. Deși, Vei avea toate aceste noi instrumente la îndemână. Asta nu înseamnă că vei reuși să le folosești de fiecare dată. Și e ok. Un al cincilea adevăr pe care aș vrea să l împărtășesc cu tine este că profesioniștii cu care lucrezi sau cu care vei lucra, coach, psihoterapeuți, trainer și așa mai departe, nu sunt perfecți. Și ghici ce? Nici nu trebuie să fie. Rolul lor e să te însoțească în proces nu să rezolve problemele în locul tău. Și când găsești oamenii potriviți pentru tine, îți promit că ei au capacitatea de a te ajuta să te vezi, să devii mai conștient sau mai conștientă de tine. Îți vor fi oglinzi limpezi. Un alt adevăr este că orice abilitate ai învăța, o faci când ești relaxat, când ești ok, nu atunci când ești într-o situație critică, atunci când te simți amenințat sau amenințată și intri în survival mode, atunci nu mai este despre învățare, atunci e despre supraviețuire. Și te invit să te gândești la abilitatea respectivă, oricare ar fi ea, cea pe care vrei să o dezvolți, ca la un mușchi pe care ai nevoie să-l antrenezi din timp ca să-l poți folosi la nevoie. Și mai pendelete am povestit despre asta cu Paul Olteanu în episodul 31. Adevărul cu numărul 7 este că ai nevoie să faci periodic câte un pas în spate, să vezi lucrurile în perspectivă. Unul dintre trainerii care mi-au fost alături în certificările de coaching pe care le-am făcut îi spunea Balcony Perspective. Mie îmi place să-mi invit clientele să-și imagineze că se înalță într-un balon cu aer cald. Indiferent de cum vrei tu să-i spui, de care dintre aceste metafore sau alte metafore ți se potrivește ție mai bine, ideea pe care aș vrea să o iei de aici este că, din când în când, ai nevoie să ieși din viața ta de zi cu zi ca să poți vedea lucrurile altfel, ca să auzi nevoi, ca să observi tipare. Sunt lucruri pe care nu poți să le faci atunci când ești cu capul plecat și tragi tare la tot ce ai tu de muncit. Și ori că faci pauze mici și dese, ori că faci, nu știu, ritrituri de gen vipasana sau orice altă experiență care e un fel de vacanță sau concediu de la viața ta de zi cu zi, de la rutinele tale de zi cu zi, o să-ți aducă foarte multă perspectivă. Chiar dacă uneori vei descoperi lucruri care nu-ți plac neapărat la prima vedere. Una al adevăr, fără ca lista asta să fie completă sau finală, e inspirația mea de azi, de aici și acum, este să ai grijă de tine în călătoria ta de evoluție. Ai nevoie de momente de odihnă și de recuperare, ai nevoie de un respiro din când în când, ai nevoie să îți acorzi timp și spațiu să pui în practică niște lucruri. E cumva o alternare între. A învăța, a experimenta niște lucruri sau a citi despre niște lucruri, urmată de perioade în care aplici, perioade în care îți tragi concluziile, în care internalizezi ce s-a întâmplat, dar ai nevoie de momentele astea de respiro și, tot la grijă, aș include și blândețea pe care meriți să-ți oferi. Dacă ar fi să adaug un al le adevăr, pe care l-aș pune, de fapt, ca o umbrelă peste toate, acela ar fi de fapt o invitație. Invitația de a te uita la dezvoltarea ta nu prin lentila unui not good enough perpetu, ci prin cea a acceptării. La fel le spun și participantelor din programele mele, la fel le spun și clientelor de coaching. Vrei să faci schimbări ca să fie și mai bine, dar în același timp ești recunoscător pentru cine ești, pentru unde ești. Nu ai nevoie să te repari, nu ești defect sau defectă. Evoluția personală e despre a deveni, a deveni mai mult din tine, omul autentic, a deveni mai bun și a face astfel mai mult bine în jurul tău. Cum spuneam și în primul episod de pauza de bine, acum mai bine de trei ani. Nu fugi de tine. Nu goni spre un ideal în timp ce viața trece pe lângă tine. Mai degrabă, te-aș invita să te bucuri și de cine ești aici și acum, pentru că, apropo, nu vei mai petrece niciodată timp cu versiunea ta. De acum, dar să te bucuri și de cine vei deveni, și de călătoria dintre acum și atunci. Și la final, aș vrea să te las cu un citat care mi-a ieșit în cale zilele trecute, probabil deloc întâmplător: You are allowed to be both a masterpiece and a work in progress simultaneously. Și cu gândul ăsta, închidem episodul 91. Tare bine a fost să revin la microfon. M-aș bucura să știu ce ai simțit tu că a fost pentru tine în pauza de bine de azi, cu care dintre idei ai rezonat. Trimite episodul mai departe către prieteni, familie sau comunitate, dacă ți-a fost ție de folos, și dacă îți iei un strop de timp să lași un rating pe Spotify sau un review și un rating pe Apple Podcasts, îți foarte mulțumesc! Până joia viitoare, când ne auzim din nou, ține minte că și tu ai libertatea să îți creezi o viață pe care să o iubești. Pauza de bine. Un podcast de life design. De Cristina Oțel.